Preamărit să fie Domnul Iisus! Frați și surori în Domnul, prin harul Domnului Iisus, în seara asta, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu har, cu pace, cu sănătate și, mă gândesc că, și cu inimi bune. Măriți să fie Domnul! Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. A lui Dumnezeu să fie toată slava, cinstea, gloria și onoarea, pentru că lui să cuvin toate acestea. Nouă smerenia pe care îl rog pe Domnul să ne-o dea și mie totdeauna, că e minunat să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Glorie Domnului! Mă bucur că am ajuns și la dumneavoastră. Cândva am mai fost, dar e de mult de atunci. În schimb, niciodată nu-i prea târziu și dacă Dumnezeu mi-a mai dat zile, și am sosit acum, e bine și e măreț. Cuvântul Domnului pe care l-a citit unul din frați ne vorbea despre spusele lui Iov și el arată acolo că Dumnezeu a așezat soarele și stelele și cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune că pământul l-a spânzurat pe ce? Pe? Așa vorbiți tare să aud și eu. Pământul l-a spânzurat pe nimic. Cum puteți crede o greutate atât de mare cât are pământul? N-aș putea ști exact cât, dar înțelepții ăștia l-au cam calculat. Câte miliarde de tone ar avea pământul? Dar stă pe nimic. Știți asta? Indienii crede că stă pe 7 elefanți, dar în mintea lor nu puteau ști pe ce stau elefanță. Știe că stă pe 7 elefanți, dar elefantul pe ce stă? Alții credea că are stâlpi și Biblia mai vorbește de stâlpii pământului. Dar niciunul nu știe pe ce să sprijină stâlpii. Cuvântul lui Dumnezeu e atât de interesant că nu există ceva despre care noi să vorbim și să nu aibă o referință biblică. Aveam multă treabă cu astea când eram sub dictatura de dinainte, fiindcă eu, indiferent cine era, eu îi vorbeam de Dumnezeu. Ministrul Securității și a Poliției, Gheorghe Homoșteanu, un om mare, și de rang, dar și așa, solid, mă, puteai să faci doi inși ca mine din el. Dar și la ăla nu l-am lăsat până nu i-am cântat Psalmul 100. Să știți toți că Domnul este Domn și Dumnezeu în lume. Ne-a făcut și a Lui suntem turma din pășune. Noi suntem poporul Lui și turma din pășune. Măi, și stătea rezămat de un stâlp acolo, până i-a îngătat toată cântarea.
cred că în inima lui s-a bucurat. Numai n-a putut arăta el mare lucru. Ne cunoșteam că mereu ne întâlneam datorită monumentelor istorice la care eu lucram ca maestru. Și când a venit Ceaușescu la Alba Iulia, apoi el a venit înainte pe acolo. Meșterei, schela aia, s-o dai jos, să nu te prinde tovarășul Ceaușescu cu ea aici. N-ai cheamă. Eram până în vârf, i-am îndreptat crucea pe cupol aia de la intrare la biserica numită reîntrejirii neamului ortodoxă. Și avem cu mine pe fratele Tioc Ion din Ighel, mare maestru în cele ale lemnului. Cum facem? A, de aici trebuie scule de nisip, pune-le grămadă și el s-a urcat în vârf și fiecare lemn desprins din scoabe îl proiecta în nisipul ăla. Nici un lemn nu s-a spart. De la înălțimea aceea de 100 și ceva de metri. 152 de metri. Și în două zile a fost curat tot acolo. Doamne, prin câte mai trecut și atunci. Și totdeauna m-a scos biruitor. Cât e de mare Dumnezeu meu. Fie-i slăvit numele. Ați auzit ce-o citit preiubitul frate de aici? Cuvântul lui Dumnezeu zicea: dacă ai voie să se cerți cu el din o mie de lucruri, n-ar putea să răspund la unul singur. A lui este înțelepciunea și atotputernicia. Cine s-ar putea împotrivi fără să fie nepedepsit? El mută deodată munții și răstoarnă în mânia sa. Ați văzut munți răsturnați? Eu am văzut. Am fost în Australia pe munții Katoomba. Și munții aceia se spune că au fost cei mai înalți din lume. Mai înalți ca Himalaya. Dar la un moment dat, de pe la jumătate, s-au rupt și au căzut în gol. Și când au căzut, s-au prăbușit acolo în gol, e o rampă de pe care mergi și te uiți. Dar când te uiți de aici în gol, vezi cerul. Atât e golul de adânc. Numai dacă stai bine și te uiți atent, poți să vezi că acolo a crescut iară pădure în hăul ăla adânc. Munții ăia mari, dacă Dumnezeu a vrut să-i rupă să nu mai fie o fală, i-a rupt. De aici rușii zic că cu tremurile se produc, fiindcă sunt goluri din astea mari și se rup stânci mari din munți și cad și alea produc cu tremure. Americanii se bazează pe plăcile tectonice care circulă pe lava de foc și unde se întâlnesc curența aceea, puterea aia electrică zguduie pământul. Pe baza aia ei au făcut în nord, pe la Alaska, acolo o stație puternică cu care să mai șoacă câteodată. Și primul experiment
l-a făcut pe amărâță aia din insula aia de la America jos. Am fost acolo cu Gabi Gorcea. Eu clătit așa că majoritatea nu mai avut casă, nu mai avut nimic, totul prăpădit. Oamenii se joacă cu multe lucruri, dar să știți că pământul chiar e spânzurat pe nimic. Am fost odată în Zărnești, acolo sus, sub Piatra Craiului. Un frate creștin după Evanghelie a făcut acolo o clădire mare și se adună oamenii acolo pentru ședințe, pentru alte lucruri. Și am fost și eu cu mai mulți păstori și oameni din ăștia, profesori și ce știu eu câți acolo. Și Panican cunoaște pe unul Lupchian Georgică din Brașov. Și îl cheamă pe Lupcean Gheorghică să ne arate experimentul lui și să vedem cum pământul poate să stea pe nimic. Cum poate pământul să se dea înapoi cu 10 trepte? Cum poate pământul să nu se grăbească o zi bună ca să apună pe timpul lui Iosua? Și așa niște experimente grozave. Eu eram dus într-o misiune pe la Ploiești și am venit numai noaptea pe la 4, dar l-au rugat să nu-și adune de acolo uneltele ca să mi le arate și mie. Și mi le-a arătat și mie a doua zi. Așa de interesant. Puteți spune pe ecran dacă ați găsit ceva. Să vadă și frață. La un moment dat îmi arată, uite, steaua polară. Asta m-a fascinat pe mine, zicea el de mic. Și atunci eu am luat o, să zic, o paliță, o brad subțire, înalt, lung, de vreo 6-7 metri. Și l-a făcut ca și catară la pușcă și a ochit steaua polară. Ochind steaua polară cu bunicul care îl învăța cerimea, era și el un profesor, tot ieșea cu el afară noaptea și seara și dimineața, steaua polară nu fugea din vârful catarei fixată de el. Tare somn era de asta, de tânăr a început cu astea. Și când a ajuns el profesor, a pus în practică, a lor din neam în neam a fost atei, dar un adventist i-a dat o Biblie și mirare mare pentru el când a deschis Biblia, a citit Dumnezeu a făcut cerurile, tipui multe, multe ceruri. Știința zice 7 miliarde de așezări, ce vedem noi un cer, dar 7 miliarde de la ăla încolo. Și pământul. Și atunci el, dar de ce-a făcut pământul la urmă? Și tot uitându-se în cele din urmă, și-o dat seama că pământul îi spânzurat pe nimic. Și el a făcut acolo cum pământul se învârte pe orbita lui în jurul soarelui. Puteți arăta și aia. Soarele l-a pus așa la mijloc aici și pământul i-a făcut-o ăsta și cum se învârte în jur. Dar cum stă în aer? Mi-a dat un glob și mie, te rog, pune-l să stea în aer.
Dacă l-am pus mai sus, l-a tras steaua polară. Dacă l-am pus mai jos, eu vorbește aici de stelele dimineață în zi. Și le atrăge cele cinci stele ale sudului, care nu se văd numai din Tasmania și de pe continentul Australiei, dar numai partea de sud. Încolo nu se văd. Și dacă l-am dat mai jos, l-a atras alea. Dar când l-am nimerit la mijloc și l-am lăsat exact, a început singur să se învârtească globul luat din prăbălie. Și multe experimente. Dumnezeu are atâta înțelepciune cât noi nu putem bănui. Noi suntem așa de mici și avem un Dumnezeu așa de mare, glorie Lui. Dar minune, cât e de mare El și cât suntem noi de mici, știi ce face El cu noi? Tot în Iov scrie, El ne cercetează în fiecare dimineață. Și pe Andi, și pe Hozan, și pe Ionuț, și pe toți. Ne cercetează în fiecare dimineață. Și ce zice? Hozane, mai ține 24 de ore în dar. Nu te costă nimic. Ți le dau. În timpul ăsta, dacă ești copil, să crești, să înveți, zi de zi, zi de zi. Și dacă ești bătrân ca mine, să fii sprijinit, să fii apărat, să fii păzit. Ce minunăție! Dar pentru asta, nu numai că te cercetează în fiecare dimineață, te și încearcă în fiecare clipă. Mărit să-i fie numele. Atât ai de mare Dumnezeu. Stă deasupra miliardelor de ceruri și de acolo să pleacă să vadă tot ce se face în ceruri, dar și pe pământ. Și El te vede și te aude și te știe. Tu nu poți face nimic ca El să nu știe. Pentru El nu-i noapte. Întunericul strălucește ca lumina, ca ziua în amiaza mare, fiindcă întunericul e încărcat cu unde ultraroșii, din alea, infraroșii. Și alea au lumina lor. Experți au făcut acum aparate de fotografiat în întuneric pe baza acelor unde magnetice numite infraroșii și scoate lumini, fotografiile mult mai frumoase decât ziua la lumină. Pentru Dumnezeu nu este întuneric. Pentru Dumnezeu nu este ascunziș. Zice Psalmul 139, unde mă voi duce departe? Unde să fug? Unde? Ca să scape de Dumnezeu. Unde? Dacă mă sui în ceruri, tu ești acolo. Dar dacă mă cobor în locuința morților, iată-te și acolo. Păi dacă voi lua aripile vulturului și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va apuca. N-ai unde te ascunde de Dumnezeu. Nu-i adevărată lozinca spusă de un frate de-a nostru, mare predicator, cotat el. Dumnezeu n-are ce căuta în camera mea nopțială. Vai, Doamne, iartă-mă! Așa de neputincios îl vezi tu pe Dumnezeu? Să închizi ușa și să nu poată intra? Păi pentru El nu există zid, nici pământ, cât ar fi de adânc.
El totul pătrunde. Mărească-i să numele. E o minunăție să vorbim despre Dumnezeu. E o minunăție să-L citești pe Iov cu expresiile Lui atât de adânci și de bogate. E ceva minunat. Te umple de înțelepciune. Și de aceea, în cartea lui Iov, avem și o directivă. În capitolul 22 cu 21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. De ce n-ai pace? Că nu ești prieten cu Dumnezeu. De ce te frământă griji? De ce te frământă gânduri? De ce te frământă lucruri de care ai vrea să scapi și nu poți să scapi? De ce? E slabă relația ta cu Dumnezeu. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și apoi vei avea pace. Atât e de minunat să ai pace. Atunci, dacă cineva te vorbește de rău, tu ai pace. Nu te interesează vorbele lui, nu te mișcă. Dacă cineva te-ar plezni peste obraz, cum l-a pleznit, de exemplu, pe Vulbra, într-un videoclip din el am văzut, un călău l-a condus pe un coridor foarte strâmt așa și păreții era trântit așa, moltar de ciment întărit, tot zunțuri așa, ca dinți la grapă. Și călăul când stă să uită la el, vorbește, jup, îi trage una și îl trânche cu obrazul, de tot îl sparge. Când se dezmetecește Vulbrand, nu uita, și tu ai un suflet și Domnul te iubește și pe tine. Stă la mirat, că ăsta nu plânge, nu se vaietă, nu-i trist, îi trage una peste obrazul însânjărat și îl dă și cu partea alaltă și îl sparge tot. Vulbrand, când se trezește, începe din nou a-i spune de iubirea lui Iisus. Dar știți ce s-a întâmplat? Călăul pe loc a fost cucerit de iubirea lui Iisus, n-a mai dat în Vulbrand, a ieșit și a raportat ce i s-a întâmplat, dar nu l-a mai văzut nimeni. Vedeți? Apoi, câte o femeie, Doamne ferii, nu bate bărbatul, dar îi spune vecina o prostie sau verișoara sau fratele sau ce știu eu, mai mult mama, tata. Și bagă zânzanie în familie și începe cearta. De ce oare? Pentru că nu este nici temere de Dumnezeu, nici iubire. Câte un soț aude câte o vorbă și diavolul umple cu jelozie și gata să facă ceartă, fără să aibă nimic temeinic. Diavolul bagă cearta în familie. De ce poate diavolul să lucre așa? Pentru că tu nu ești prieten cu Dumnezeu. Tu mai degrabă te-ai împrietenit cu lucrurile lumii. Tu mai degrabă uiți de rugăciuni. Tu mai degrabă uiți de post. Tu mai degrabă uiți de relații sfinte prin Duhul Sfânt. Și te lași pradă lucrurilor tale firești. Și atunci
Diavolul numai să joacă cu tine. Și ce păcat, mă, că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Cum de poți așa ceva? Auziți ce îndemnare ne dă Isaia. Aici e Ieremia. Isaia în capitolul 30 cu versetul 15. Mi-am adus acum aminte de aceasta. Auziți ce zice aici? Bine că are multe cuvinte frumoase, mai ales de aici la vale, dar ne ocupăm un pic de versetul ăsta. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel, în liniște și în odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Ați auzit așa ceva? Când tu te spați, când tu te plângi, când tu te ofilești și nu știi încătro să o dai, n-o să ai izbândă. Tu vei mâna mult în nenorocire dacă așa te porți. Trebuie invers să te gândești. Auzi ce zice Sfântul lui Israel. Cine va fi ăla Sfântul lui Israel? Îl cunoașteți? Cine-i Sfântul lui Israel? Nu știți? Ăla-i Hristos, Sfântul nostru. Glorie Domnului! Nu Dumnezeu Tatăl, că Dumnezeu Tatăl pe Hristos, care a cerut să facă om, pe El l-a pus să grijească de om. Și atunci, pentru poporul lui Dumnezeu, Sfântul care le purta grija era Iisus. Pentru noi, după ce s-a adus în lume vestea bună a Evangheliei și Hristosul și-a înființat biserica sa, Apostolul Pavel ne spune, Dumnezeu l-a făcut pe el domn și mai ce? Dumnezeu, pentru noi, pentru biserica sa, el este Sfântul Bisericii. Sfântul evreilor deodată, Sfântul evreilor noi, a bisericii, e Iisus. Căci așa vorbește Domnul, care e vorba de Jehova, Domnul Dumnezeu Sfântul lui Israel, în liniște și în odihnă va fi mântuirea voastră. Treci prin nevoi, treci prin ispite, treci prin necazuri, fii liniștit. Nu te zbate, nu te plânge, nu alerga la prieteni, la oameni să spună cazurile tale. Stai liniștit pe brațele lui Iisus, vei găsi o dignă de plină. Glorie Lui! În liniște! Și dacă stai în liniște, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în liniște atunci tu poți să te odihnești în Domnul. În liniște și în odihnă va fi mântuirea. Mi-aduc aminte acum de o întâmplare de la Madrid, de acolo, am uitat exact numele la biserica aia, era un frate, pare Moraru, nu mai știu bine, păstor atunci acolo. Și o fată de la Bistrița era servitoare la o spaniolă care a avut un accident cu 6 ani jumate înainte,
Și de la accident, de la brâu în jos, ea nu simțea nimic, nimic. Nu putea decât pe căruță împinsă de unii de alții și pentru necesități. Altcineva să o ajute, altcineva nu, nu simțea nimic de la brâu la vale. Și fata asta aude că eu sosesc la ei cum ar fi mâine. Și îi spune la stăpâna ei, vine un frate și ăla se roagă pentru bolnavi. Și vrei să vii la biserică? Dar de ce să viu? Poți să te vindece Domnul de picioare. Dar poate? Poate. Păi viu. Și telefonează pe păstor că mâine vreau să viu acolo ca să vă rugați pentru mine să pot să umblu și eu. Pe el îl taie groaza. Și când eu sosesc la unul Petrică, în familie, el era de la Piatra, județul Bistrița, sună, o sosit fratele ăla. Care, mă, hozană, o sosit, dă-mi la telefon. Frate, ce ne facem? No, doamnă, păi ce anume, ce? Apoi uite-te că o fată așa, așa și stăpâna ei, paralizată de la brâu la vale, vine ca să o vindeci. Ce ne facem? O lasă să vedem. Mă, dar nu durează o oră jumate, mult două. Ce ne facem? Și tot din două în două ore m-a sunat, ce ne facem? Am sosit la adunare, când la adunare, aia era pe căruciora ce lângă amvon. El stătea aici de o parte, îmi face semn să mă duc lângă el. No, ce ne facem? Bă, frate, ce? Tu ai ce face? Nu! Mă, să știi, sigur, nici eu n-am ce face. Dar este unul care are ce face și poate face. Vai de mine, frate, dar ce ne facem? Mă duce mai trudi așa. Și atunci am citit versetul ăsta. În liniște și în odihnă va fi mântuirea. Stai liniștit, ai încredere, nu așa, mă, nu te zbate. Dar ce să citim? Nu, lasă-mă în pace, mă. Tu nu citești nimic, citesc eu, mă rog și gata, de vrei te rogi și tu, de nu, lasă-mă în pace. Și mă îndepart de el și mă duc la amvon. Nevasta lui făcea bine pe translatora și era lângă asta, ci, soră, tot ce auzi că zice, e să-mi spui. Și tot ce zic eu către ea să-i spui. Bine? Bine. Dar ea nu deschide ochii, Doamne feri. O mai mișcam. Deschide ochii, uite-te. Nu deschide ochii. Era emoționată, grozav. Că acum stătea față în față cu fapta. Și cum zicea bărbatul, să nu știe acum, să face, nu să face, ce să face? Bine, citesc un cuvânt din Evanghelie, unde s-a deschis așa. Și mă duc lângă ea. O întreb, tu poți crede în Dumnezeu? Fiindcă în țările din apus nu se mai crede în Dumnezeu. Am stat de vorbă cu episcopul penticostal pe regiunea aia mare, e la Madrid, ce știu, peste cât acolo. Că au auzit că am venit, cineva i-a spus și a venit și el, i-am întâlnit. Că în Church of God sunt și eu brevetat ca episcop. Și acum i-a spus, vine un episcop penticostal și a venit să ne întâlnim. Bun. Să miră, atâta lume a venit acolo, să miră tare. Eu zic, cum stați cu bisericile penticostale spaniole? Frate, aproape nu mai sunt. În biserica mea
am 22 de persoane. Episcop cu 22 de persoane. Nu vin. Catolicii în multe biserici au rămas goale și preoții nu mai merg, nu face nimeni slujbă. Nu mai cred în Dumnezeu. Acum, aflând toate astea, o întreb pe aia, crezi în Dumnezeu? Da, cred. Asta e translatan. Dar crezi în Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Ea începe și plânge. Bunica mea m-a învățat să cred în Iisus. Am văzut că are credință. Cum a zis Pavel, a văzut că are credință. Atunci n-am mai întrebat-o ce o doare, ce nu o doare. I-am făcut ungerea cu un de lemn și am pus mâinile pe ea și m-am rugat. De sub mâini se întoarnă și îi spune la translator asta: o minune! Nu mă mai dor aici plămânii. Din accident s-o rup câteva coaste și au intrat în plămâni. Medicii le-au scos de acolo, au salvat-o cumva, afară o reparat ei, dar în lăuntru s-a făcut o crustă în plămân. Și cu orice suflare, aia era junghi, dure. În timp când eu m-am rugat pe el, o simțit că e vindecată durerea din plămâni și a început să plângă. M-am bucurat mai tare și m-am plecat la picioarele ei și am prins glezna de la piciorul drept, ouăle picioarelor, cum zice românul, și m-am rugat în numele lui Iisus Hristos, mișcă laba, dar nu pot. Iar m-am rugat în numele lui Iisus, dar nu pot. A cincea oară, în numele lui Iisus, dar nu pot. Nu mai zice nu pot. La început ai zis cred. Crede-i. Crede acum. Și a șasea oară am strâns-o tare de greznele piciorului și am strigat la Iisus: Doamne, dă-i putere! Umple-te de credință, mișcă laba piciorului. Odată a făcut cu ea așa. Bă, toată lumea a vuit acolo. Apoi m-am mutat la genunche. Mișcă, întinde. Iară nu știu de câte ori. Apoi la coapsă. Apoi la ăsta, la alt picior. Așa cu ăsta. Să știți că de multe ori noi nu avem rezultate, fiindcă noi ne rugăm, cum zice românii, la balot, așa. Punem 30 de bolnavi, Doamne, vindecă-i că-s acolo pe listă. Și apoi nu prea avem rezultate. Dar când ai luat pe fiecare în parte și ai sta până ai vedea cu ochii, atunci ai vedea rezultate mari. Slăviți să fie Domnul! Când și ăsta la alt, tot cu multe dăți de rugăciune pentru gleznă, pentru genunchi, pentru coapsă, când amândouă mișcau, întinde-le, le-au întins, adună-le, îndoie genunchii, când au făcut toată manevra asta, am luat-o de o subsoară și sora aia de altă subsoară, ai grijă, ține bine de ea. Dacă de 6 ani jumate sângele nu a funcționat, acum poate să facă cumva, să nu cadă, că nu mai umblăm veci. Și am luat-o, era mai lung un pic de aici până la ușă. Sala era îngustă și lungă așa. Am mers de la amvon cu ea până la ușă, am venit înapoi, am zis că te ia acum, odihnește-te, ți-ai fi obosit. Nu! Eu mă mai duc odată. N-au dus-o în numele lui Iisus. Și s-au dus. Și am întâlnit acum, înainte de pandemie, pe sora aia care a făcut pe translator în Paris. Mă cunoști? Nu te cunosc. Păi eu eram, când te-ai rugat pentru aia în Spania de umblat,
tu ești, da. Și ce-i cu aia? Până înainte de a veni am întâlnit-o în piață, umblă. Măriți să fie Domnul. E o minunăție, fraților, să crezi în Dumnezeu. Nu să spui că crezi. Poți să zici ce vrei tu, dar credința se arată în faptă. Așa zice Iacov. Fie slăvit Domnul. Scumpii mei, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Ai tu liniște în casa ta? Ai tu liniște cu soțul tău? Ai tu liniște cu nevasta ta? Ai tu liniște cu copilașii tăi? Ai tu liniște cu vecinii? Ai tu liniște în biserică? Ai pace în jurul tău? Cum stai? Că dacă n-ai pace în tine, n-ai pace nici în biserică când vii. Dacă n-ai pace în tine, când intri în casă, trânci ușa, când îți pune pe masă, împingi blidul, mâncă-ți tu mâncarea asta, nu-mi place. Când îți dă o haină, o iei și nu, asta nu-mi trebuie, îmi dă pe aia la altă. Un om al firii, un om botezat și nemântuit, o femeie botezată în apă și cu Duhul Sfânt, dar fără prietenie cu Hristos, numai cu lumea. Ce-i de făcut fraților? Eu cred că Duhul Sfânt a avut dreptate. Astăzi învață să fii penticostal. Penticostal înseamnă om plin de Duhul Sfânt, nu de fire, ci plin de Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul. În liniște și în pace va fi mântuirea voastră. Cum stați cu liniștea? Poți vorbi liniștit? Sau de multe ori vorbești numai așa, întors, cu strigăte, cu revoltă, cu înțăpături? Am intrat în casa unei surori odată, bărbatul ei era moale așa și ei plăcea să-l năcăjească. Avea o predilecție de a-l năcăji așa. Și când îl năcăjea, cum era el, probabil suferea cu ficatul, cu ceva. Așa râgăie, e numai când el năcăjea. Apoi ea se înturna încolo și râdea. Iar l-am făcut odată să râgăie pe Ilie. Nu vedeți? Aia n-a avut liniște, nici pace. Ea se bucura când îl năcăjea pe amărâtul ăla. Că ăla nu zice nimic, răbda și râgăie. Vedeți? Bărbatul tău, soră scumpă, l-ai făcut să râgăie vreodată? L-ai făcut să plângă vreodată? Frate, pe nevastă ta ai făcut-o să plângă. De ce? Că nu ești prieten cu Iisus. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. E atât de minunat să ai pace în inimă. Și pacea nu ți-o poate tulbura vrăjmașul, nu ți-o poate tulbura dușmanii dintre oameni, nu ți-o poate tulbura lipsa, nu ți-o poate tulbura nimic. Tu ai pace. Eu nu știi cântarea aia, să ai pace. Hai cântă un verset.
măcar, sau două, nu. Dar tare să aud și eu. Să vedem cum sună aia. Dar nu face zgomot mare, să se audă cântarea, zgomotul mai așa. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace. De ce? Tu ești fiul de Dumnezeu. De aia trebuie să ai pace. Cei din jur te vor privi cu pacea ta, te vei uimi. Când prinde pace, vei mărui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi cu pacea ta, îi vei uimi. Când prinde pace, vei birui. Glorie Domnului! De ce trebuie să ai pace? Ca să arăți cine ești. Să ai pace că tu ești fiul de Dumnezeu. Mărească-i să numele. El a investit în tine. El a investit pentru tine. El a lăsat pe unicul lui fiu din sânul tatălui să coboare, să îmbrace trup ca eu, cu toate ale mele, cu toate nevoile și cu toate necesitățile unui trup omenesc și cu toate durerile unui trup. Și El, glorie Lui, a luat asupra Sa nelejuirile noastre ale tuturor și a mele. Mărească-i să numele. Și acum tu nu vrei să fii prieten cu El? Păi El a luat asupra Lui nelejuirile noastre. Ce s-a alea nelejuirii? Frațelor, surori, ce înseamnă nelejuire? Cum? Nu. Nu. David nu încurcă păcatul cu nelejuirea. Zice, tu ai iertat vina. Ce vină? Nelejuirilor. Psalmul 32 ce zice? Ia, citiți-l repede. Versetul 1. N-aud. Aici de cel cu fără de lege iertată și cel cu păcatul acoperit. Apovesc că nu-i tot una păcatul cu nelejuirea. Îs două. Și în Psalmul 50 și 1 iară face diferență. Nelejuirea stăpânește în gând. E zămizlește păcatul. E coboară în inimă și inima aprobă. Și atunci împlinești Psalmul 139, nu, 119. Zice, ferice de cel care nu săvârșește nici o nelejuire. Deci nu o duci la desăvârșire nelejuirea. Când o duci la desăvârșire nelejuirea, atunci faci păcat. Pe David l-a prins nelejuirea acolo sus pe palat, uitându-se în vale.
Acolo l-a prins nelejuirea. Și a trimis om care să aducă aici și a comis păcatul. Și acum el și în Psalmul ăsta 32 se roagă ca Dumnezeu să ierte nelejuirea. Iisus a venit să ia asupra sa nelejuirile noastre ale tuturor. Mărească-i să numele. Și ce să mai facă? Cu sângele lui slăvit să spele păcatele noastre. Deci întâi în gând, Ioan în schimb le adună în epistolă. Orice nelejuire e păcat și orice păcat e nelejuire. Le adună la oaltă, dar ele-s două, nu-i una. Și așa că multe se întâmplă în gând. Iisus a zis despre bărbați, măcar că și femeile cad tot acolo, dar nu spusă ele așa, îi pus bărbatul. Dacă se uită la o femeie cu tentă, cum se uită mulți pocăiți, care cred ei că nu scapă de asta numai dacă își scot ochii. Și am văzut și un moldovean în Suedia care și-a scos ochii în parc, cu briceaga. Și acum era în judecată cu autoritățile să-i dea pensie de handicapat. Și advocatul zice, nu știu mă, niciun drac n-ar fi făcut ce faci, ce-ai făcut tu. Cum să mai apelez eu să-ți dea pensie, că tu ți-ai făcut-o? Cu briceaga mă și-a scos ochii în parc. Doamne ferește! Eram cu băiatul ăsta de la noi. El tot întreba, moldoven, n-aveți pe aici? Moldoven, n-aveți pe aici? El zice, n-avem, n-avem, pe niciunul, apă chiar unul avem. Pe când i-a spus ce-a făcut, a pus zice, n-aveți numai exemplarul ăsta, numai pe ăsta l-avem. Dar nu mai întreba de moldoveni, o fogata cu el. Măcar că doar moldoveni sunt oameni ca și noi, și noi ca ei, și buni și răi, ca așa sunt oamenii, dar numai ca ăsta n-o mai găsit. Sunt oameni așa, vezi? Sau în Germania scria odată ziarele despre unul, că era hoț. Dar asta era în sângele lui. L-a tot închis, l-a tot închis, la un moment dat l-a pus la o presă unde tăia table pentru capote de mașini și așa mai departe. Și ăla s-a săturat nu știu de câte ori l-a tot închis pentru hoție. Și acum au pornit ghilotina și și-au pus mânuțele și când au căzut ghilotina, mâinile de pe aici au căzut jos și el a rămas ciung. Ce să mar, de ce ai făcut așa? Să nu mai am cu ce fura. Că altfel toată viața o petrec în pușcărie. Că eu nu pot, trebuie să fur. Vedeți? Să știți că omul nu s-a făcut hoț când a fost de 30 de ani. S-a născut hoț. Nu-i curvar atunci când la 30-40 de ani curvește. S-a născut așa. David zice, în fără de legi sunt născut și în păcat m-a zămislit mama mea. Prin urmare, așa e omul. Și atunci Isaia vine și întreabă, am păcătuit, am fost îndărâvnici, așa, așa, așa. Vom putea fi iertați? Vom putea fi iertați? Că toate faptele noastre, cele bune, sunt ca o haină mânjită. Dar nu a pocăitului, mă.
a pocăitului greșit să spui că-i haină mânjită, super pe Dumnezeu. Faptele mele nu sunt o haină mânjită, că mai înainte cu două capitole spune tot Isaia, el m-a îmbrăcat ca pe-o mirei, cu mantaua mântuirii și ca pe-o mireasă cu sculele ei. Acum mai ai haină mânjită, mă? Faptele noastre sunt pregătite de Dumnezeu mai din înainte. Pot fi atunci faptele noastre haină mânjită? Nu. Dar dacă nu umbli în astea și umbli în alealte, apoi alea-s mânjite. Vedeți? De multe ori, mulți predicatori mari am auzit predicând asta. Degeaba că faptele noastre sunt ca o haină mânjită. Mă, nu mai vorbi prostii. Mântuiți-ți mântuiți și să silesc cât pot și ce nu pot ei. Iisus și-a luat un angajament în Ion 17. Știi ce-a zis? Tată! Dacă ei nu reușesc sfințirea, mă sfințesc eu pentru ei. Mărească-se numele Domnului. Așa un garant mare avem în Iisus, încât ne-a iertat fără de legile, ne-a iertat nelejuirile, ne-a iertat păcatele. Și acum, când nu reușim în sfințenie ceea ce cere, El, de bunăvoia Lui a spus, mă sfințesc eu pentru ei, ca ei să fie sfinți. Frate, soră, tu poți zice că e sfânt? Eu spun cu toată tăria, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu când vrea lucrează prin mine cu Duhul Sfânt. Așa că eu sunt sfânt. Și dumneavoastră toți, câți Domnul vă boteza cu Duhul Sfânt, sunteți sfinții Domnului. Fiți tari în asta. Că auzi ce zice ultimul cuvânt de aici. În seninătate și în încredere va, și în tărie va fi tăria voastră. Dacă prima dată în liniște și în pace îi mântuirea să fii tare, îți trebuie seninătate și încredere, mă. Să fii senin și plin de încredere. Oricine te-ar întreba să poți spune, eu sunt al lui Iisus. Eu sunt sfințit de Duhul Sfânt. Dar nu umbla cu glume prostești. Nu umbla râde de alții. Întinde mâna la sărac, întinde mâna la văduvă, fii extensia mâinii lui Dumnezeu și El te va umple cu putere. Și aceasta trebuie încredere, mă. Trebuie să crezi. Nu umbla bâșbăin, oare, oare, numai... Eu cred și dacă crezi, vei vedea minuni, vei vedea semne, vei vedea pe Duhul Sfânt, vei vedea mâna Lui pe creștetul capului tău, să se va lumina mintea, să se vor lumina privirile, să se va îmbogăți inima cu har, cu dragoste. Și vei cunoaște tu însăși că ești un mântuit.
vei ști că ești copilul Domnului. Amin! Mă gândesc că am ajuns la capăt, nu știu eu, dar poate că și ceasul s-o fi dus. Cât e ceasul? 10. Ce și 10? 8 și 10. Oh, am trecut un pic. Oh, bă, asta atunci trebuie plătită. Slăvit să fie Domnul! Hai să ne ridicăm. E bine oare? Așa. Și atunci sunt două persoane în sânul adunării care de o bună bucată de vreme sunt pândite de neîncrederea asta. Nu știe dacă Domnul le mai iubește sau nu le mai iubește și au încetat chiar să se roage. Și au încetat să studieze cuvântul și nu le mai vine pe gură cântarea cum altă dată le venea. Vreți să veniți în față, să ne rugăm și să fiți restabilite din nou în starea de dinainte? Nu vă fie rușine. Iisus e aici, eu îl simt. Eu l-am simțit și pot să-l simți și tu. Vin în față. Vin în față, nu fi timid, nu fi rușinos, nici rușinoasă, că unul e de acolo și unul e de acolo. Veniți? Sau nu vreți să veniți? Oricum, ne vom ruga Domnului. Și în timpul ăla, grăbiți-vă și veniți ca să fiți restaurați în Duhul și în inima voastră. Măriți să fie Domnul Iisus! Doamne Iisuse, mă rog pentru aceste două persoane, dă-le curaj, dă-le curaj, dă-le credință, dă-le putere! Și fă-ți numele tău de cunoscut.